Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al Forestei, Andrei Ciutac, Grumezescu va fi declarat liber de contract, dar, pentru a putea fi legitimat, trebuie să aștepte 5 zile, interval în care cei de la ACS Berceni ar putea teoretic să depună recurs. Pare situația asta contractuală care mâine, pe 3, are comisii, va fi declarat liber, din păcate nu poate fi legitimat pentru meciul cu Balotești, pentru că mai este necesar un termen de 5 zile în care s-ar putea face o anumită contestație, sper să-l am de cealaltă etapă, dar etapă stăm de la meciul cu Târgoviști. Strugariu, jucător care s-a accidentat la ultimul joc de pregătire. Deci suntem puțin... Se vede bine. Păi el a fost răcit toată săptămâna trecută, nu a făcut niciun antrenament, a rămas, a antrenat acum normal, revine în cadrul lotului. La primul meci disputat de Foresta în acest an, cel cu Politehnica Timișoara, antrenorul Cristi Popovici nu a avut pe bancă soluții pentru postul de atacant, singura rezervă cu profil ofensiv fiind juniorul Cosmin Buziuc.